Un aspect semnificativ dezbătut în ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj este reprezentat de eliberarea a două dintre posturile Consiliului. Ștefan Constantin și Dragoș Drăghescu, consilieri județeni, și-au dat demisia din respectivele funcții plecând către București. Ambele posturi din cadrul Consiliului Județean au rămas astfel vacante. Cei doi consilieri au fost numiți în luna februarie, după cum urmează: Ștefan Constantin, secretar de stat la Ministerul Energiei, și Dragoș Drăghescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării. Astfel au fost nevoiți să-și dea demisia din funcțiile de aleși județeni. Constantin, în calitatea de consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean Gorj numărul 2726 din 15.02.2022, se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 204 aliniatul 2 litera și aliniatul 6, aliniatul 10 și 17 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completări ulterioare, în vederea constatării încetării de drept a mandatului domnului Ștefan Constantin, precum și pentru declararea locului său de consilier județean vacant. Potrivit prevederilor articolul 204 aliniatul 6 și 17 din actul normativ menționat, în cazul demisiei, constatarea încetării de drept a mandatului și vacantarea locului de consilier județean se realizează prin hotărâre a autorității deliberative în prima ședință a acesteia, desfășurată după apariția evenimentului, care determină situația de încetare la propunerea președintului consiliului județean sau oricărui alt ales local. Precizăm că potrivit prevederilor articolul 204 aliniatul 7 din OUG 57/2019, cu modificări și completări ulterioare, autoritatea deliberativă are obligația de a adopta hotărârea în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordin de zi a referatului constatator. În situația neadoptării hotărârii, constatarea încetării mandatului și vacantarea locului de consilier județean se realizează de către prefect prin ordin în termen de maxim 10 zile de la expirarea timpului stabilit prin Consiliul Județean, pentru Consiliul Județean. Anexăm prezentul referat, demisia domnului Ștefan Constantin în calitatea de consilier județean. Proiectul numărul 2. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea lucrurilor acestea de consilier județean vacant. Comisia juridică. Vă supun votului articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Vă supun votului articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Vă supun votului articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri nu sunt. Vă supun votului hotărârea. Cine este pentru? Potrivă nu, abținere nu adoptat.